Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod de Uldiure, dar pentru că am văzut că episodul anterior v-a plăcut și eu am zis să mai fac un episod, așa, și am zis să fac un episod de Uldiure, dar bă băieți, pentru că am văzut că v-a plăcut, suntem pe site-ul oficial, acum Uldiure, dar adică pe care toți youtuberii au filmat, și hai să începem să vedem. Am răspuns eu la prima întrebare din greșeală, dar nu contează, trecem la a doua, ok? Na, hai să vedem. Deci, să conducem 200 de mile beți, over the legal, deci trebuie să conducem 200 de mile... Să fim beți peste nivelul legal sau să conduci 200 de mile după ce ai fost treaz 72 de ore. Bă, mai bine 72 de ore, că e ca și cum ai fi beat, numai că nu, dacă te ia la control nu apare că ești beat. Deci asta clar. Da, 61%. Ai tati, am ghicit-o, băi. Vezi mă că eu, deci în episodul ăsta le ghicesc pe toate, vă promit. Deci pe toate, mă rog, le ghicesc. Zic pe toate să fie mai mare ăsta pe care l-a ligă, mă rog. V-ați prins, băi. Deci, să ai o mașină foarte calmă sau un elicopter? Pa, mașină, clar, te piși pe el elicopter. O, vedeți vă că aici, ce n-ai bă faci cu elicopterul cu aia? Serios acum. Dar o mașină foarte calmă, bă, dar, na, bine, și la elicopter tot îi faci plin, deci tot costă ceva, deci mai bine mașină, sincer. Na. Next. Să fii, stai, ce, B1 of King Arthur's Knights of the Round Table, B1, ce? Cum adică, stai, așa, stați un pic că eu acum King Arthur's Knights, ce? King Arthur Knights am scris, da, nu contează. Ce dracu? A, să fiu unul dintre ăștia sau să fiu unul dintre oamenii Robin Hood? Robin Hood Man. Am scris robă băină, dar nu contează. Yo! mai bine Knights ăsta, sincer. Da, ce pui mie cu aia? Robin Hood, man, mamă, de la cu săgeți, ești nebun. Nu știu, cam la fel, același lucru, sincer. Be a wizard, be a vampire. Bă, wizard e vrăjitoare sau stiu prost? Wizard. Vrăjitor, da. Wizard sau vampir. Deci, dacă sunt vrăjitor, abracadraba GTX 2080, bam, și-a apărut. Dacă sunt vampir, o să mă mușc singur decât și o să... Wizard, în puii mei. Ala-i tati, clar, ce dracu faci ca vampir, da, ca wizard, eh? Da, e mai bine wizard, sincer. Never be able to touch anyone again, never be able to talk to anyone. A, deci să n-ai voie să atingi sau să n-ai voie să vorbești. Pe oricum noi n-atingem pe nimeni, pentru că dacă te atingi așa este un strat foarte mic de atomi care nu te lasă, zici, ai de pula mea, cred că am consumat prea multe droguri, bă, trebuie să mă las în puii mei. Ai de pizda mă si, bă, tu taci în puii mei. A, la-i tati, păi mai bine vorbești decât, da, nu mă, stai că nu e ok. Nu știu, puii mei, am nimerit-o, aia e. Biorobot, mamă, deci să fiu robot sau alien? Păi dacă sunt robot o să fiu nemuritor, practic. Și ăsta e visul meu, să devin om nemuritor, chiar dacă eu sunt nemuritor acum, dar nu știe nimeni, știu. Na, puii mei, alien sau robot? Ai de pizda mă si bă ce întrebări. Robot în puii mei. Da, de ce vrea să fie extraterestru? Trebuie să mă gând. De ce? Frate, robot e mult mai șmecher să fii. Bine, alien da, cu spațiu, cu astea, că ești pe altă planetă și aia. Dar robot în puii mei e mult mai șmecher parcă să fii robot. Nu știu. Na, puii mei. Înțeleg. Deci, discover something great and spread it sau discover something evil and prevent it. Păi dacă descoper ceva ca lumea și îl răspândesc, poate chestia aia o să bunătățească umanitatea și o să câștigi foarte mulți bani. Dar dacă descoperi ceva nasol, evil, ce, cum s-ar trebui ce evil? What the fuck? Evil. Evil, mă. Rău. Da, rău. Dacă aș descoperi ceva rău și l-aș preveni, ce aș putea să câștig decât... Bravo, Raul! Bravo, ne-ai scăpat de acest... Nu știu ce să zic, bă. Something great. Da. Eram sigur. Așa... Poate că și câștig ceva, dar something evil, ce zice, să-mi vină GGP, uite frate, ce zici de lei că ai descoperit ceva rău. Nu știu, mai bine, na, bine. Be in Fallout Universe, be in the Skyrim Universe, fai. Nu știu niciun, adică știu jocurile, dar nu le-am jucat. Skyrim am văzut la un prieten de-a meu de mai demult, mi-a dat partajare pe Discord și m-am uitat cum e, dar Fallout, știu și Fallout-ul cum e, la care Fallout se referă. Probabil la toate, că e același univers. Fallout, stai să mă gândesc ce faci în Fallout, ce faci în Skyrim, bă. Da, e, bine, Skyrim aș vrea mai mult, bă. Că Skyrim știu că... Dar nu mai știu cum era exact jocul, stai un pic. Skyrim.
Mă rog, nu o să mă... Da, mă, uite, ăsta l-au jucat. Mi se pare că e vreo 20 de ori sau... 97% rating, bă, ești prost. E ca lumea, oricum, Skyrim, clar. Play Pac-Man, play Space Invaders. Pac-Man îl știu, Space Invaders-ul ăla. Hai să vedem, Space Invaders. Pac-Man. Da, Pac-Man, frate. Pac-Man for the win. Am jucat și pe consolă de-aia, cred că o mai am, nu știu dacă o mai am. Dar aveam o consolă de-aia mică, retardată, bă. Și mă jucam toată ziua Pac-Man și mai aveam un joc ceva cu o fetiță în pâine. Trebuia să sari peste căcaturi și... Mă rog, Pac-Man, mult mai șmecher. Veteran la Pac-Man aici, mare gamer aici. Have triplets, be a triplet. Triplet, ce înseamnă triplet, coaie? Triplets. Sper să nu fie ce pizda, mă, si, bă. Have triplets, be a triplet. Aaa! Triplets, mă? Cum adică triplets? Adică gemeni, da-s trei? Bă! Cum adică triplets, adică-s gemeni, da-s trei? Deci have triplets, be a triplet. Ai, de pizda, mă, si, bă. Bia triplet sau half triplet? Ce ați alege? Să fii părinte, să-ți aduci salariul acasă, să-l cheltuie trei copii care arată la fel și probabil fii de tati? Sau să fiu un triplet? Triplet să fiu. A, ai tati. Da, triplet mai jmes, fii așa mare gangster, așa mergi prin oraș. Ce păi, da, mă, se greșit cu mine, nu știu, mă rog. Deci, only speak in words that begin with H, not be able to say any word that have the letter in them. Why, nasol aici, bă, deci only speaking the words that begin with H. Trebuie să fie și cuvinte reale sau poți să zici și H, nu, salut, nu să zici înainte de toate cuvintele H. Why, retardată, sambapi, numărul nu contează. Sau să nu poți să zici niciun cuvânt care are E în el. Păi E are, au aproape toate cuvintele. Laptop, lap, n-are. Tastatură, n-are. Microfon, n-are. Monitor, n-are. Mouse, are. Dar zici mouse. Mouse, cum scria oia, păi mei că... Uai, de am văzut un anunț pe OLX, vă retrag doar un pic, care nu știu dacă vedeți voi acolo, dar cred că o să vedeți, și scrie așa, mouse de vinăzaie. Uai, cât m-am căcat pe mine de râzat, nu știu, sincer, să not be able to say any word de... Da, să nu... 52, de ce coaie? Păi și cum ai vorbit doar cu H în păi mei? Dacă vine unul la tine, zice, ce faci? Tu ce îi zici? Nici nu prea ai așa de multe cuvinte în limba română cu așa. Adică bine, o fi multe, dar nu le folosești. Ce zici? Zici ăla salut, tu ce zici? Halut, ce zici? Dar n-ai ce zici, da, pui mii. Și trebuie să fie cuvinte, nu poți să zici halut în pui. Deci fie cuvinte care există, știi? Deci nu, mai bine cu e. Deci, salut. Faci. Ce? Nu, n-ai putea oricum, nici... Dar fi nasol. Dar mă rog, mai bine ăla cu e. Have a section of your... ear bitten off, lose your two front teeth. Deci, să ai o secțiune din ureche bitten off, tăiată, presupun că înseamnă bitten off, bitten off. Mușcată? Ce pizda, mă, si, bă, cum adică mușcată? Se muște cineva de ureche, ai de capul meu, nu e ok, bă. Sau să-ți pierzi dinții din față. Bă, eu când eram mic, bine, aveam dinții de lapte, acum, normal, aveam dinții de lapte. Și alergam la grădiniță și am alunecat și jet așa cu capul în masă, mamă, și mi-am pierdut vreo 3 dinți. Mă rog, nu mi-am pierdut, mi-am putut. Și eu mi-atingeam dințele, să văd dacă se mișcă acum, nu întrebați. Mai bine. De ce? Deci, be resistant to cold, and impossible to freeze to death, be resistant to heat and impossible a doua, clar a doua. Cine dracu ar vrea? What the fuck? Adică având în vedere că e deja încălzirea globală și este atâtea chestii, uite, de exemplu, eu la mine în camera aici, mor de cal, frate, 35 de grade, nu știu, 34-35 de grade, pentru că am foarte multe electronici, am două monitoare, laptopul aici, calculatorul acolo, calculatorul lui frate-miu din spate, am multe electronice și se încălzește foarte tare și mor aici de cal, bine, m-am obișnuit că de când mi se mai pare așa de cald, probabil dacă aș aduce pe cineva care ar fi la o temperatură normală de 24-25 de grade aici la mine în cameră, ar muri ăla, dar eu m-am obișnuit în timp, dar nu știu, mai bine duhiță sau așa ca pe răcoare sau nu știu la ce se referă, se referă să pot să stau și la 80 de grade să nu mor sau se referă să mi se pară la 35 de grade ok, adică să mi se pară cald, nu știu la ce se referă, mă rog, mai bine cu căldura, sincer, și cu încălzirea globală și chestii de alea, se duci și pe soare în puii mei, te trimite aia în space mission în puii mei, pe soare ești nebun la cap. Be married to someone who doesn't love you, be married, asta am văzut-o la un YouTuber, nu știu la cine, la I Hate Pink parcă, sau nu mai știu la cine am văzut-o. Ai de pizda, mă, deci să fii măritat cu cineva care nu te iubește sau să fii măritat cu cineva
pe care nu iubești. Eu știu că asta era mai botată. What the fuck? Da, vor... Ce să faci? Stick your cut up hand into a bowl of vinegar. Ce înseamnă vinegar? Ce? Stai. Stick your cut up hand. Deci vinegar... Al natural... Nu înțeleg ce e asta. Nu e oțet vinegar, mă. Vinegar. Oțet. Ba da, oțet. Deci... Stick your cut up hand into a bowl. Cut up hand. Cut up hand. Mâna tăiată? Taie... Uai, de pizda, mă, si. Să ai mâna tăiată într-un bol de oțet sau să mănânci tre... Uai, de pizda, mă, si. Deci... Probabil dacă stai mâna să te bagi într-un dăla de oțet, o să mori de durere, probabil, nu știu. Sau worms. Pizda, mă, si, worms sunt râme sau ce... Da, râme trebuie să iei ceva. Ai, de pizda, mă. Deci, eat three worms alive sau stick your cut up hand dintr-o bowl of vinegar. Bă, asta e... Bă, durerea... Nu știu, bă, ce să zic, îmi pui mie. Dacă mănânci trei de alea vii, ți se întoarce stomacul, ți se dă 360 stomacul, ești nebun. Ești knock-out după trei de astea. Ți se mișcă aia... Ai, de pui mie. De ce mi-imaginez cu aia chestii de-astea? Mi-am imaginat așa cum am băgat-o de aia. Bă, vine să vomit, bă, nu e ok. Stick your cut up hand. De ce dracu ai vrea să mănânci 3 worms alive în puii mei? Dacă au ceva o travă în el și oricum mori. Adică probabil dacă ți stick your cut up, deci probabil dacă îți pui mâna acolo te doare foarte tare, leșini și aia e, dar după aia te trezești, dar eat 3 worms alive în puii mei, n-aș putea să mănânc așa ceva cu aia. Probabil în alte țări o tradiție, mai știi, mă, dar nu știu ce să zic, mă, nu sunt otrăvite, n-am ceva în ele, sau sunt ok să le mănânci. Nu știu, oricum, fraților, cam aduc episodul ăsta, am zis să-l fac mai scurt decât ălalalt, pentru că trebuie să-l și editez și nu vreau să-l postez după aia la mama dracu, adică vreau să și aveți timp să vă uitați, el, că dacă-l postez la 8 seara, bizda, mă, nu o să mai aveți timp să vă uitați. Am stat cu freza de asta, uite-te cu aia, nu stă, voi vedeți în puii mei? Uite, uite, voi vedeți? Ce freză, gata. Master. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, dați și voi un share și noi ne vedem data viitoare. Salut!